Delia și Liviu au stat la un par de vorbă în timpul petrecerii, după ce ea a inițiat acest dialog. Nu știu, nu sunt prea lipicioasă. Uite că acum ești lipicioasă. Nu sunt. Sunt sălbatică. Da? Da. Stai bine? Da. Dar să știi că în momentul ăsta ești liber să cunoști toate fetele, dacă îți dorești să cunoști pe cineva, adică nu vreau să înțelegi. Și dacă vreau să te cunosc doar pe tine? Asta e decizia ta. Ce face cu doamna Simona luni? Nu știu. Mi-a fost fric și m-a îmbrățișat. Că am ieșit dezbrăcat afară. E o scuză bună? După ce și-a dat seama totuși că nu a simțit nimic alături de Liviu, Delia a ținut să-i comunice asta. Nu vreau să te super pe mine. Dar ce să mă super pe tine? Eu chiar am vrut să mă apropii de tine ca să aflu mai multe lucruri. Mi-am dat seama că atunci, săptămâna trecută când am fost lângă Dedeș, a fost diferit. Și după ce Delia a lămurit cu Liviu de ce anume a inițiat acea discuție cu el, și-a explicat comportamentul și în fața lui Dedeș. Îmi place. Știu. Și ieri la mireasa am aflat că Delia și Dedeș sunt într-o cunoaștere. Sunteți într-o cunoaștere? Da. Ok. Da. Și ce se va întâmpla dacă, să spunem, eu nu știu ce o să fie vineri, dar dacă telespectatorii or să o dea afară pe Delia? Eu nu cred că o să o dea afară. Eu nu te-am întrebat ce crezi, te-am întrebat dacă. E o diferență. Păi cum le ziceam și băieților în casă, putem să ne cunoaștem și afară. Iar în pauza publicitară, Delia și Dedeș au început deja să se gândească la cum ar putea face în sensul unei eventuale relații de cuplu. Vrei să iei ceva pe tine? Nu. Ia asta. Nu. Mâine n-am ce. O să te obișnuiești acolo, tu cu vremea. Acolo plouă. Da, o să te obișnuiești tu, dar o să fac de fond de ten. Da. Păi și tu pentru cât timp ai vrea să te reîntorci acolo? Acum care trebuie sunt să vorbim. O să vorbim astăzi. Intențiile. Eu oricum trebuie să mă întorc. Așa. Că trebuie să mă întorc. Tu n-ai fi dispus deloc să pleci din țară. Nu știu. Nu cred. Pentru că nu... Nici pentru o perioadă scurtă? A, așa, probabil că da. Ce înseamnă o perioadă scurtă? Că o săptămână nu poți să rezolvi lucrurile. Păi și cât ți-ar lua să-ți rezolvi? Câteva luni. Câteva luni? Dar de ce câteva luni? Pentru că asta e o decizie foarte importantă pentru mine, dacă puteți să pregăiești. Să mă întorc în țară, pentru că, nu știu dacă știi, s-au schimbat legile. Iar eu, dacă stau mai mult de 6 luni plecată, mie mi-e expiră actele și am acte pe viață. Da, aici îmi dă cu virgulă. Cel puțin acum. Pentru că puteam să plec din țară de foarte multe ori până acum și mereu am zis nu. Pentru că îmi place la mine în țară, asta e treaba, știi? Dar găsim noi o variantă. Nu știi că e frumos acolo. Ce este frumos? Totul. Oamenii, ai putea să încerci. Dacă nu te acomodă, nu te întoarce înapoi. Vedem. O să mai discutăm despre asta. E o decizie grea, adică nu pot acum să spun, da, mă întorc doar asta acasă, pentru că viața mea e acolo acum. Ideea e că eu n-am nimic de rezolvat, cu toate la zi. Da, eu și locul de muncă, toate chestii, nu le-am închis absolut nimic. În punctul în care suntem în momentul ăsta, nu aș renunța acum. Asta, da, chiar e o chestie importantă. Da, cred că te-ai acomodat. Nu știu ce să zic. Dar dincolo de interesul pentru Dedeș, se pare că Delia se preocupă într-un fel de starea Elisei. Eliza pare puțin supărată. Pare puțin supărată? Da. De ce? Pentru că va ne vedea apropiat și nu aș vrea, adică îmi place să petrec timp cu tine, să stau cu tine, dar nu aș vrea să fie chestia asta în fața ei, știi? Nu știu, apropierile astea cred că o deranjează în fața ei. Dintre noi doi. Dar cum ai ajuns la concluzie? Pentru că am văzut-o, cum a fost până acum și cum a fost astăzi. Și am spus la Dedeș, ești singurul bărbat pe care eu în momentul ăsta vreau să-l cunosc. Dacă e să te cunosc, vreau să te cunosc doar pe tine, dacă nu-mi doresc plec acasă. Și pe mine probabil m-ar fi deranjat. Și nu, adică... Cum te gândești la toată lumea și mai puțin la tine? Adică îmi doresc toate chestiile astea cu tine, apropierile, dar... Aș vrea să le evit în fața ei, pentru un moment, pentru că cred că doare și e urât din partea mea. Nu știu ce să zic. Ea nu mi-a dat nimic din înțeles că ar fi deranjat. Eu, ca femeie, văd lucrurile diferite. Dacă le văd greșit... Da, nu știu ce să zic. E totul poate prea repede, poate că nu se aștepta ca noi doi să ne apropiem. Și... Pe mine m-ar durea să fiu unul cu ei. Dar stai puțin, că eu cu ea n-am... Eu încă n-am reușit să o cunosc. Eu am vrut să o cunosc, dar nu m-a lăsat. Înțelegi? Nu m-a lăsat. Probabil așa e, nu știu. Pentru că eu, într-adevăr, mi-am exprimat
dorința de a o cunoaște și căutam să mă duc către ea, dar mă loveam de un zid, știi? Nu s-a creat nimic acolo, ceea ce am și zis. Știu, doar că eu... Și acum, deci că nu înțeleg care ar fi motivul acum pentru care să fie supărat. Eu față de zilele trecute, așa am simțit-o. Mulțumesc. Hai să nu mai ducem trio ăsta și mai departe decât a fost. Dar nu vreau să-l duc niciunde. Păi și ce să facem acum în cazul ăsta? Nu știu, tot să am toate momentele cu tine, să nu fie de față, e ciudat. Și eu dacă aș fi pe mine, m-ar deranja. Mi-ar pica bine. Să văd că băiatul de care îmi place e cu alta în fața mea. Dar de unde știi tu că eu sunt băiatul care îi place? Mie nu mi-a dat de înțeles. Ok, poate ție nu ți-a dat de înțeles, dar acum, de când noi doi ne-am apropiat de sâmbătă, mie mi se pare că s-a schimbat puțin. O să vă las un pic deoparte, pentru că eu îmi dau seama că zilele astea eu n-am vorbit deloc cu Eliza. Este în toate discuțiile, știi, în casa băieților și între voi doi, dar eu n-am apucat să întreb pe ea, tu cum ești în povestea asta de două zile, sunt de trei? Bine. Adică, uite, hai să o luăm așa, te simți cum crede Delia, nu, stânjenită asta, de... Asta-i fix părerea ei, dar nu, chiar nu. De ce să fiu așa? Nu știu, întreb. Pentru că, până la urmă, eu cu Dedi și-am avut decât câteva discuții. Nu a fost ceva, nu știu, o conexiune din aia, ci și-o format ei. Da. Și atâta că ce a fost la întâlnire, Dedi și-a avut emoții. Asta e strict părerea lui ce-a avut. La date-ul cu tine? La date-ul cu mine, da. Da. Nu înțeleg de ce mă bagă în discuțiile când e în preajma lui Dediș. Ori vrea să-l testeze, ori nu înțeleg de ce mă mai bagă în discuții atâta timp cât ei sunt împreună și sunt foarte bine. Nu sunt încă împreună. Sau nu sunt împreună, dar sunt într-o cunoaștere. Nu s-au ocupat, da. Delia. Da, eu... E nesiguranța ta? Nu, eu am discutat cu Dediș pentru că eu m-am pus... Eu m-am gândit la mine, cum aș fi simțit eu dacă lucrurile ar fi fost invers. Și de asta, eu așa m-am simțit. Maria m-a simțit aseară că nu sunt ok, pentru că... Dar puteai supraestima ceea ce simte Eliza. Poate tu, într-adevăr, simțeai pentru el, dar ea nu simte, nu știu. Păi nu știu, Delia să-mi spună, că probabil știe ce simt eu. Apar n-am. Îmi pare rău că am interpretat lucrurile greșit. La modul că dai acolo cu presupusul că Eliza e supărată, Eliza... Așa te-am simțit eu. Îmi pare rău că am văzut lucrurile așa. Păi să-ți pară. Da. În concluzie, puteți să vă vedeți liniștiți de cunoaștere, că n-are nimeni nicio problemă, da? Asta am zis și eu, da. Și nu trebuie să te ascunzi prin casă că te vede Eliza sau oricine altcineva, da? Bine.